Feciorul cel mic al reei, crescut în Creta, pe ascuns, era în vârsta bărbăției. Se povestește că în vremea cât mai era încă micuț, un cârd de albe porumbițe zburau în fiecare zi pe țărmul marelui ocean și aduceau de acolo în ciocuri o hrană dulce, minunată, ce se chema ambrozie. Ambrozia, de 10 ori mai dulce decât însăși mierea, era o hrană pentru zei. Un vultur se înălța de asemenea în timpul nopții pe un munte. Acolo, sub un stei uriaș, țâșnea din piatră un izvor. Dar nu era un izvor cu apă, ci din adâncuri izbucnea o băutură fără seamăn, din care nu puteau sorbi decât zeii nemuritori. Și aducea din băutură, numită tot de zei nectar, lui Zeus ca să se adape în zorii fiecărei zile. Mâncând ambrozia cea dulce, sorbind nectarul fermecat, Zeus s-a înălțat mai iute, a dobândit puteri cerești și, drept răsplată pentru vultur, Zeus, când a ajuns stăpân, l-a luat cu dânsul în Olimp, l-a pus chiar lângă tronul lui să-i stea necontenit de veghe. Pe gingașele porumbițe le-a hărăzit să fie simbol și al blândeții și al iubirii, să tragă carul din petale de albe flori de trandafir al prea frumoasei Afrodita, mândra zeiță a iubirii, și să vestească primăvara prin gânguritul lor duios. Însă toate aceste fapte Zeus le-a săvârșit pe urmă când a ajuns și el stăpân. Deocamdată mai era în Creta și avea cu totul alte gânduri. Mama sa, Rea, îi spusese despre ciudata prevestire și de blestemul lui Uranus. Știa că nici bunica, Gheia, nu mai ținea cu zeul Cronos, cel care fără nicio milă își înghițise 5 copii. Uranus a rostit că una dintre odrastele lui Cronos o să pornească răzvrătirea, se frământa voinicul Zeus. Dar cine poate fi acela dacă nu eu, căci toți ceilalți se află în pântecul cel negru al hulpavului nostru tată? Este neîndoios că soarta, Moira, neînduplecată, a hotărât că fapta asta eu trebuie să o săvârșesc. Numai că Zeus știa bine că lângă Cronos sunt titani. Ei îi juraseră credință, sprijin în orice împrejurare. Erau puternici, fără seamăn, și nu se înfricoșau de nimeni. În schimb, el, Zeus, era singur. N-avea alături să-l ajute decât pe mama sa, pe Rea. Dar Rea era mult prea slabă. Nu putea să se ridice în fața soțului său, Cronos. Era nevoie, deci, de multă prudență și înțelepciune. Și Zeus s-a gândit adânc, a cercetat prin ce mijloace și-ar mai putea găsi tovarăș gata să-l sprijine în luptă. Și a aflat că viețuiește o verișoară a sa, Metis, pe malul fluviului ocean. Zeița Metis era una din numeroasele copile pe care le avea oceanul, primul născut dintre titani. Metis pregătește o băutură fermecată. Din fericire pentru dânsul, Zeus avea în tinerețe o vorbă ademenitoare și un chip foarte atrăgător. Noi nu cunoaștem întâmplarea prin care Zeus a ajuns să o întâlnească pe copilă, dar știm că a vorbit cu ea.
s-a prefăcut îndrăgostit și i-a jurat să o ia de soață, dacă și ea se va învoi să-i dea un ajutor în lupta contra părintelui său Cronos. Fiica titanului Ocean, văzând pe Zeus că îi jură atât de înflăcărat iubire, și-a uitat orice chipzuință și a promis să-l sprijine. Ce vrei să faci în primul rând? L-a întrebat frumoasa Metis pe tânărul fecior al reei. Întâi și întâi aș vrea să-i văd ieșiți din pântecul lui Cronos pe toți cei înghițiți de el. Atâta vrei? Asta e ușor, a glăsuit copila Metis și a plecat la hotarul lumii pe malul fluviului Ocean. De aici ea a cules o plantă. O plantă verde și spinoasă din care a făcut îndată o băutură delicioasă care părea a fi nectar. Rea, nespus de bucuroasă că o să-și revadă toți copiii, a luat această băutură și a pornit repede acasă. Abia se întorsese Rea în casa soțului său Cronos, că dânsul i-a strigat să aducă un ulcior mare cu nectar. Grăbește-te, sunt însetat, a grăit Cronos mânios. Rea atât a așteptat. S-a repezit și a umplut un vas de lut încăpător, însă deasupra i-a turnat și băutura de la Metis. Nebănuind nimica, zeul a luat în mână vasul plin, l-a dus la gură cu nesaț și a sorbit până la fund nectarul cel înșelător. Dar cum a ajuns băutura în pântecele lui divin, a și simțit că-i vine rău. Tot trupul i se încrâncena și se zbătea ca în pragul morții. Gura i se căscase larg și din gâtlejul lui uriaș au început să iasă teferi copiii: Hestia, Demetra, Hera, Hades și Poseidon. Mai mult și mai de necrezut este că toți acești copii erau de asta dată mari. Bancă, Hades și Poseidon aveau și bărbi până la brâu. Ciclopii și Hecatonhirii sunt eliberați. Cu toții, fete și băieți s-au strâns în jurul blândei Rea, în timp ce Cronos, îngrozit de cele ce se întâmplau, se retrăsese pe un munte să chibzuiască în liniște. Și Rea le-a împărtășit fiilor și fiicelor sale că Zeus le e salvatorul, ajutat de frumoasa Metis. Și frații și surorile, auzind vestea, s-au grăbit să-l vadă pe tânărul Zeus, căci ei încă nu-l cunoșteau. Zeus s-a veselit grozav după ce totul izbutise. Avea acum lângă sine pe cei cinci frați buni de nădejde. Fraților și surorilor, le-a rostit el cu îndrăzneală după ce s-au îmbrățișat, a venit timpul să ne luăm puterea ce ni se cuvine. Însă titanii sunt puternici și sunt mai numeroși ca noi. Deci trebuie să fim uniți, să mai avem și alți câțiva prieteni, ca lupta să o sfârșim cu bine, să nu fie nicio îndoială asupra biruinței noastre. Atunci, pe cât se pare, Metis, care era și ea de față, i-a amintit lui Zeus că sunt niște uriași în Tartar. Într-adevăr, erau acolo din timpul zeului Uranus, ciclopii și Hecatonhirii. Cronos, când deschisese poarta de diamant, eliberase numai pe frații săi, titanii, dar pe ciclopii cei destoinici și pe Hecatonhirii groaznici îi zăvorâse iar la loc. Ba mai pusese și o strajă pe monstrul hâd, numit Campe. Noi le vom da drumul îndată, a grăit Zeus fraților. Ciclopii și Hecatonhirii
Îl urăsc mult pe zeul Cronos, deci haideți să eliberăm. Fiii și fetele lui Cronos au luat în mâini câte o armă și s-au năvălit cu toți în tartar. Zeus l-a prins de gât pe monstru. Ceilalți l-au sfârtecat cu seceri și l-au împuns cu sulițe până ce monstrul a căzut. S-au repezit apoi la porți Hades, fratele cel mare, și cu Poseidon, mijlociul. Proptise cu umerii, izbind cu pumnii și genunchii, zeii au spart porțile largi. Din temniță au răsărit ciclopii și hecatonhirii. Și unii și alții au jurat ca să le fie credincioși noilor zei ce se înălțau. Ca să-și arate imediat recunoștința către zei, ciclopii au și făurit fulgere, tunete și trăsnete, pe care le-au încredințat lui Zeus, noul lor stăpân. De asemenea, au mai făurit și lui Poseidon, mijlociul, o furcă mare cu trei dinți. Dacă izbea zeul cu furca, pământul se cutremura și apele ieșeau din văi, se revărsau și înecau pășuni, ogoare și livezi. Iar lui Hades i-au făcut o cască tare năzdrăvană. Cum își punea casca pe cap, zeul se făcea nevăzut. Zeii se urcă pe muntele Olimp. Primind și ei darurile acestea, zeii s-au hotărât să aleagă un loc de luptă potrivit. Au cercetat toată Elada și au găsit că este bine să-și facă tabăra în Olimp. Olimpul, muntele semeț cu fruntea sa încununată veșnic de cețuri argintii, era în vecinătatea mării cu ape albăstrii, Egeea, și priveghea toată Elada. Nu era loc mai potrivit decât acesta pentru zei. De aceea Zeus a cerut să-i se facă un palat pe creasta cea mai îndrăzneață. Apoi, cei trei fii ai lui Cronos au dat de veste întregii lumi. De azi înainte, stăpânirea este în mâna altor zei. Sunt zeii ce și-au ridicat palat pe muntele Olimp. Titanii vor fi pedepsiți. Țineau puterea pe nedrept și toți cât s-or alătura zeilor olimpieni în luptă vor primi o răsplată dreaptă, iar cei care îi vor înfrunta vor fi în tartar prăbușiți. 10 ani de război crâncen. Războiul a început cu furie. Pământul larg și marea uriașă au răsunat de un zgomot greu, ce întrecea orice închipuire. Cerul a dat parcă un geamăt. Olimpul s-a cutremurat până în adâncurile sale și tartarul cel mohorât a bubuit prelung și surd când zeii au intrat în luptă. În fața cetei olimpiene sta însuși Zeus, mâniat. El năvălea peste titani, azvârlind tunete cumplite. Din pumnalul său neobosit țâșneau mereu trăsnete tari pe dâre albe de lumină. Pământul roditor ardea. Pădurile verzi înainte erau schimbate în tăciuni și scânteiau înfiorate. Și totul clocotea în jur. Oceanul, marea nesfârșită și râurile de argint. Titanii se năbușeau sub aburii fierbinți din ape, iar ochiile erau orbiți de fulgerele lucitoare. Focul se întindea mereu și ajunsese până în haos. Legenda spune că pământul ardea parcă din temelii. Flacăra lui se ridica, unindu-se cu aprigul pârjol ce mistuia cerul întreg. Astfel se înfățișa năprasna acestei lupte dintre zei. Și, în acest potop de foc, hecatonhirii aruncau cu forță înspăimântătoare câte 100 de pietroaie înspre mănunchiul de titani.
Ciclopii ajutau și ei, lovind pe Cronos și pe ai săi cu mari ciocane de aramă, zdrobindu-le umerii și șoldurile, picioare, brațe și grumazuri. Iar zeii Hades și Poseidon, Hestia, Hera și Demetra luptau cu sulițe și seceri, lovind într-una vitejește. 10 ani, poate și mai bine, a dăinuit acest război ce nu avea asemănare, dar până la sfârșit titanii au fost înfrânți și nimiciți. Titanii au fost îmbrânciți după poruncile lui Zeus în Tartarul întunecat, unde îi ținuse și Uranus. La poartă, strajă li s-au pus cei 3 fârtați hecatonhiri, să nu mai poată în veci ieși din temniță de sub pământ. Zeus era noul stăpân. Toți se plecau în fața lui. Doar Gheia, mama zeilor, se mâniase rău pe el. Titanii sunt copiii mei. Uranus i-a lovit din greu, întemnițându-i sub pământ. Abia de i-am putut scăpa, se plângea Gheia zeilor. Și Zeus, cel pe care l-am ajutat să se înalțe, acum când este stăpân, lovește atât de crud și zvârle iarăși în adânc pe bieții mei feciori, titanii? Nu, asta n-o pot îndura. Zeus mi-o va plăti curând.